Alba-Neagra cu candidații la primăria Piatra Neamț. Schimbările la nivel național au fost impuse și la Neamț. Alianța PSD-UNPR aduce schimbări majore. Miercuri dimineața, Aurelia Simionică susținea că nu își retrage candidatura pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. La acea oră, în Neamț, nu exista Alianța PSD-UNPR, care prevede liste comune și candidați unici la funcțiile de primar. Din câte știu, până în momentul de față nu s-a acceptat și nu s-a luat o astfel de măsură pe Neamț. În al doilea rând este ceea ce ar însemna candidatura mea. Acolo se discută de o retragere. Eu personal, în condițiile în care se va ajunge la această formulă de alianță, practic nu am de unde să mă retrag, pentru că este clar că alianța va avea un singur candidat, bineînțeles, din partea partidului mai bine poziționat. În momentul de față încă, așa cum am transmis un mesaj și în cursul zilei de ieri, nu s-a pus problema încheierii acestei alianțe și nici problema pierderii posibilității UNPR-ului de a-și nominaliza un candidat propriu. Aseară, la ora 18, situația s-a schimbat. Conducerea PSD Neamț a anunțat alianța, iar președintele Ionel Arsene a precizat. Candidatura doamnei Simionică la primăria municipiului Piatra Neamț nu a fost sabotată, așa cum scriu unii. Avem o alianță, sigur, noi, cei din PSD, o așteptăm pe doamna Simionică să ni se alăture, dacă dorește, ca proiectul politic PSD-UNPR și dacă o interesează proiectul politic PSD-UNPR, o așteptăm la discuții. Aurelia Simionică a demisionat din PSD pe 9 aprilie, iar la câteva zile a semnat adeziunea pentru UNPR, intrând în lupta electorală pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț din partea acestei formațiuni politice.